Toată suflarea comunei Săbăoan va fi duminică 9 august în sărbătoare. Bucuria tuturor va fi și mai mare cu cât este ziua în care localitatea se va înfrăți cu Peresecina din raionul Orhei din Republica Moldova. Decizia a fost luată la o întâlnire a femeilor primari din cele două țări surori, când comuna Peresecina, unde trăiesc peste 8.000 de locuitori, a decis să se înfrățească cu cea mai mare comună din Moldova românească, Săbăoan, care are peste 11.000 de locuitori. Va fi o zi deosebită pentru că nu v-am spus până acum, vă spun acum că avem, pe data de 9 august, va fi ziua comunei, zi în care ne vom înfrăți cu o comună din Republica Moldova, comuna Peresecina, se cheamă, din raionul Orhei, o comună cu peste 8.000 de locuitori. Primul pas a fost făcut la Chișinău, când am fost în schimbul de experiență cu femeile primari din România. Cred că v-am adus la cunoștință la momentul respectiv știrea. L-am cunoscut pe domnul primar acolo și am stabilit de comun acord ca pe data de 9 august, când sărbăm ziua comune, să batem în cui această înfrățire. Duminică 9 august, începând cu orele 9:30, în sala de ședințe a Consiliului Local Săbăoani, va avea loc ceremonia de semnare a documentelor care consfințesc decizia de înfrățire a celor două mari comunități de dincoace și dincolo de Prut. La 9:30 până la 11 va fi semnarea acordului și a jurământului pe care o să-l rostim împreună noi cei doi primari. O să fie o delegație de la Peresecina în frunte cu primarul, viceprimarul și câțiva consilieri, probabil și câțiva funcționari publici din primărie. Deci, de față cu Consiliul Local Săbăoani, se va semna acordul, cum vă spuneam, până la ora 11, vom ciocni un pahar de șampanie, iar la ora 11 vom merge la o liturghie solemnă, așa cum v-am obișnuit sau ne-am obișnuit de câțiva ani încoace de ziua comunei. După liturghia respectivă vor evolua pe scena pe care o amplasăm în locul bine stabilit deja. Vor evolua câteva formații artistice din comună. Vom avea o pauză până la ora 16, când va începe un grandios spectacol pentru care am încheiat deja un contract cu soliști renumiți, cum ar fi Delia, Fuego. Așa. Și un foc de artificii la ora 10, cu care vom încheia ziua respectivă. Sperăm să fie o reușită, îi așteptăm și pe consătenii noștri care sunt plecați în afară să participe alături de noi la acest eveniment deosebit, pe care noi îl considerăm ca fiind deosebit. Edilii speră că la această sărbătoare deosebită să se reunească, la fel ca în fiecare an, toți locuitorii comunei Săbăoani, risipiți prin întreaga lume, unde au plecat să-și caute un rost. Este o sărbătoare de suflet care reunește comunitatea prin momente deosebite, demonstrând coeziunea acestui neam și dorința sa de a se bucura în momente de sărbătoare. După focul de artificii de la ora 22, toți cei prezenți se vor retrage împreună cu rudele la casele lor pentru a continua sărbătoarea în familie.